Eu v-am spus mai demult, luați și publicați ceea ce aveți. Noi am ajuns o societate pe dos. Dacă am făcut un articol în presă despre asta, atunci când îți vine rândul, iată, cu domnul Brânzaniuc, da, să fie publicat, se întâmplă de la an, la an, de la caz, la caz, se mai publică așa, despre unul, despre altul. Rezultă că ești hoț. Pentru faptul că se publică în presă un material, la noi este, la noi, prezumția, la noi a devenit, o, în societate a apărut o prezumție de hoție. Dacă ești 5 ani, 10 ani într-o funcție, activezi într-o instituție de stat, înseamnă că după acest termen de 5-10 ani, ești hoț, automat. Faci ceva, nu faci, ai băgat mâna buzunarul statului, n-ai băgat. Prezumția de hoț și mai ales dacă se mai publică 2-3 articole, ești recidivist deja, nu hoț în lege, cum erau expresiile pe vremuri. De aceea luați și publicați ce aveți. Publicați pe site-ul primăriei cel puțin, dacă trebuie dați comunicate de presă, mai ales dacă este ceva mai arătos. Suntem într-o societate democratică și capitalistă. Asta presupune că fiecare are dreptul la proprietate privată și posibilitatea de a avea ceva, de a acumula. Fiecare mai departe are preferință să facă o casă mai mică și mai modestă, altul să facă o casă mai mare și nu știu cum. Important să aibă venituri legale pentru asta.